Vreau să vă spun următorul lucru. Doamnelor și domnilor, sunt trei, sunt frumoase, sunt prietene între ele, sunt niște fete extraordinare, nu, sunt din Cluj ele, mă, și după părerea mea, și poate nu mă înșel, cel mai bun grup vocal care a existat în istoria X-Factorului românesc. Doamnelor și domnilor, aplauze mari pentru 3 o'clock! E foarte emoționant să știm că se apropie prima gală. Am așteptat-o, foarte mult am așteptat-o. Dar acum că a venit, așa parcă totuși ne-a luat prin surprindere. Uite, astea sunt nepoțelele mele. Da, să le văd și eu. Da! Da, în lipsesc telefoanele. Da, bine, da. Telefoanele, nu ca device-uri, ci ce reprezintă ele? Conexiunea cu oamenii alături de care nu putem fi în momentele astea? Uite, important. Uite ce mi-am adus, drăguț! De la iubitul meu. Am o legătură foarte puternică și cu părinții mei și cu iubitul meu. Și îi simt aproape, chiar dacă n-am telefonul, să le aud vocea. Colegii mei, Duduia, Adelia și cred că și Carlas, ne-au subapreciat așa, adică... A spus că acolo e un băiat bun, acolo așa, acolo fete, da, grupurile n-are rost să discutăm. Ar trebui să vă ambiționeze chestia asta. Delia, anul trecut... avea doi concurenți foarte buni, care au ieșit. Eu am să mă rog în liniște acasă pentru grupul Ștefan. A plâns atunci, știi? Nu se aștepta. Pentru că undeva în sufletul meu, eu m-am lovit de asta și știu cum e. Eu am să spun o rugăciune. Ce? Pentru prima gală avem Ce dragostea. Iar dacă va fi nevoie pentru duel, The Way You Make Me Feel, de la Michael Jackson. Cam așa o să arate, să facem o scară de asta mare, el o să fie 3. Mentorul nostru este foarte, foarte strict cu cerințe înalte. Să-l văd pe Ștefan nervos. Pe mine mă sperie, nu neapărat mă sperie, dar și o privire serioasă și poate așa înlemni pe interior. Că am scris să fie așa. Însă vă mai trebuie a patra voce. Salut! Nu știam ce vrea Lulu să zic, a patra voce, acum ne schimbă. Salut! Vai, ce bucuros sunt că în sfârșit pot să ajung la voi! Salut! Fetele mele, profesoara noastră de la Voltaj Academy Cluj, cele mai talentate, copiilor le foarte dor de voi. Și sunt convins că și vouă de ei. Ne dorim din tot sufletul să nu plecăm în prima gală. Și să rămânem în concurs, de aceea votați 1-3, 1-3, 1-3, 1-3.